Ministrul Agriculturii Petre Daia a organizat recent o întâlnire de lucru la sediul MEADR cu reprezentanții băncilor comerciale și ale instituțiilor finanțatoare pentru credite în domeniul dezvoltării rurale și pentru IMM-uri. În cadrul întâlnirii, șeful MEADR a ținut să precizeze că, cităm, am văzut în bănci sprijinul cel mai sigur și cel mai puternic pentru că acestea sunt bine ancorate în agricultura României, sunt legate organic de folosirea banilor europeni pe care îi avem prin subvenții, care nu sunt puțini. Programele în discuție sunt benefice și trebuie implementate. Vă rugăm să ne fiți alături pentru a ajuta la binele acestui sector care joacă un rol important în economia țării, a declarat ministrul Petre Daia în cadrul întâlnirii. Oficialul MEADR a atras atenția asupra termenelor scurte de implementare până la finele anului ale celor două programe Rural Invest și Agro IMM Invest și a necesității de a elimina obstacolele administrative, astfel încât pe baza legală existentă și mecanismele create cu ajutorul eforturilor comune să putem accesa fondurile pentru a susține fermierii care au nevoie de resurse și au un plan obiective de investiții care să creeze valoare adăugată. Reprezentanții mediului bancar au apreciat deschiderea spre dialog din partea conducerii MEADR și și-au exprimat interesul și susținerea pentru continuarea finanțării sectorului agricol din România. Conducerea băncilor a transmis că sistemul bancar și fondurile de garantare se bucură de avantajul experienței de lucru anterioare cu programul IMM Invest, fapt ce reprezintă un aspect pozitiv. Din discuții a reieșit necesitatea de a eficientiza viteza de reacție la nivelul instituțiilor de credit, precum și furnizarea unor informații cât mai complete și potrivite nevoilor agenților economici. Totodată a fost susținută necesitatea unei colaborări și comunicări cât mai strânse cu toate instituțiile implicate pentru a optimiza fluxurile de lucru. La finalul discuțiilor, toți cei prezenți au agreat ca aceste întâlniri să se permanentizeze și să se desfășoare lunar, convenindu-se ziua de vinere a ultimei săptămâni din lună. Târgul Rod cu Spor, organizat în parteneriat cu Oficiul de Dezvoltare Montană Curtea de Argeș, Direcția Agricolă, APIA, AFIR, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș și instituțiile de cultură Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești și Centrul Județean de Cultură și Arte Argeș, deci acest eveniment cu atât de mulți organizatori, a fost ocazia cu care Ministrul Agriculturii, Petre Daia, a oferit câteva informații mult așteptate de către fermieri. Un mesaj pentru fermieri afectați de secetă, vă rog. Da, tot timpul am fost lângă ei și sunt lângă acești oameni care lucrează pământul cu buzunarul lor și din nefericire anul acesta am avut necazul care l-am consemnat cu toții și l-am măsurat prin a determina la fața locului ce înseamnă gradul de afectare pentru culturile care au fost puse sub restricțiile factorilor de vegetație, știind că seceta pedologică a ocupat toată țara și în mod diferit. Aici la Argeș nu a fost atât de mult simțit efectul secetei, pentru că în perioadele de vegetație clima a fost diferită față de alte zone și iată că în județul Argeș gradul de afectare este mai redus. Acum vor veni banii pentru... Înregistrăm datele care ni le furnizează comisiile județene, conduse, nominalizate, evident, prin ordinul prefectului și conduse de către acesta, pentru a determina la fiecare producător în parte care este suprafața, care este gradul de afectare. Avem ca termen de depunere acestor documente până la 15 noiembrie. Până atunci noi înregistrăm informațiile pe care ni le furnizează comisiile și apoi procesăm și luăm decizia care se impune. Aveți vreo estimare și când vor veni banii după ce veți aduna toate datele? Sigur că acum nu pot să spun în ce dată se vor procesa aceste ajutoare, pentru că decizia va fi luată numai în momentul sau numai după depășirea fazei acestea de înregistrare a datelor, în așa fel încât să vedem și cum, pentru că nu au fost peste tot fermierii afectați. Știu din solicitările lor și pe bună dreptate am fost cu instrumente de sprijin imediat. Spun că cunosc din
din, de la fața locului că au fost parcele unde a existat o afectare mai pronunțată și care trebuie să fie consemnată în actele de calamitate, iar în parcele poate învecinate sau în zone mai îndepărtate gradul de afectare a fost diferit sau deloc. A fost o situație diferită de la o cultură la o cultură, de la un județ la un județ. Cele mai afectate județe sunt cele din sud-estul țării, în mod deosebit, în ordine, ar fi Vrancea, ar fi Buzău, Galați, partea de nord a Galațului, unde fermierii au avut pierderi însemnate de recolte. În această solă, de 13 ani, noi însămânțăm, ne facem datoria ca la carte, pot să spun, însă de recoltat s-a întâmplat într-un singur an în care am și recoltat după această parcelă. Problemele legislative au un vid extrem de mare în sensul în care fermierul nu este protejat de către lege în privința distrugerii culturilor de către animalele sălbatice, indiferent de ce specie vorbim, și de către animalele domestice care sunt în proprietatea fermierilor, da? Și vorbim de fondurile de vânătoare care sunt administrate de către anumite persoane, iar Ministerul Mediului prin Garda de Mediu nu își fac datoria, nu despăgubesc la justa valoare pe care o are fermierul făcută în cultura respectivă. Da, haideți să le spunem oamenilor că dumneavoastră ați făcut niște investiții pe terenul ăsta, un gard electric care se întinde pe o suprafață de aproximativ 3 km, tocmai pentru a limita pierderile, pagubele. Cu toate astea, ele există. Da, animalele sălbatice s-au obișnuit cu acest gard, trec printre firele de curent ca și cum ar fi fost dresate, ba mai mult firele sunt rupte, țărușii sunt tăiați, iar acești țăruși au o dimensiune considerabilă. Nu sunt rupți, mă repet, nu sunt rupți, sunt tăiați, răsturnați, firele rupte, astfel încât animalele să poată să intre în parcelă și să se hrănească. Dincolo de faptul că există gardul, există așa mai departe, vorbim de un vid legislativ în privința calculului, pentru că direcțiile agricole județene au un anumit calcul după care garda de mediu își face calculele pentru ca fermierul să fie despăgubit. Vorbim în acest an, de exemplu, sau anul trecut, cel mai în minte mi este calculul de anul trecut. Noi am avut anul trecut o investiție de aproximativ 5.500 de lei pe un hectar de teren aici, iar după calcule direcției agricole și a găzii de mediu, suma cheltuită de noi, după calculele lor, a fost de 1.700 de lei la hectar. Ori paguba produsă de animale, ori 80%, adică 1.700 ori 80% este o sumă modică care nu acoperă decât un 30%, nici măcar. Eu am avut ocazia în ultimele două luni de zile, chiar am avut ocazia de a umbla prin România de la nord la sud și de la vest la est. Am văzut situații dramatice. Am văzut suprafețe întinse de porumb în care cel mai dezvoltat îți ajungea la genunchi. Am văzut floarea soarelui care mărimea cea mai mare era cât ceasul de la mână. De ce se ascunde chestia asta? Ce se vrea prin asta? Nu știu, probabil pentru a nu se declara stare de calamitate. Ce ar însemna starea de calamitate? Faptul că nu se declară starea de calamitate, pentru noi, cei care sunt acolo, nu-și dau seama cât rău produc prin a nu declara stare de necesitate. Și am să vă spun și de ce. Dacă ajung într-o situație, să spun, juridică, cu vreo instituție care trebuie să-i dau bani, eu n-am cum să mă apăr. Chiar dacă spun eu că a fost secetă. Pentru că nu am un act oficial din care să reiese că
a fost decretat stare de calamitate și poate intra în vigoare, știu eu... Măsura respectivă? Măsura respectivă, da, exact. Și nu numai aia, acele declarații, că avem suficient, domnul, eu mi-asum răspunderea pentru tot ceea ce spun. Și uitați-vă bine la mine, noi în ianuarie importăm grâu și porumb, posibil și floarea soarelui, pentru că la cantitățile de floarea soarelui care sunt anul ăsta, fabricile de floarea soarelui nu reușesc să-și încheie anul, să proceseze. La Grüne Woche, la Săptămâna Verde în Berlin, unde spunea așa, a venit la mine la stand un nene așa la vreo 73-75 de ani cu soția lui, care a gustat produsele noastre. Era, mi se pare, miercurea și joia. Au rămas foarte încântați de produsele stricte. Și de săptămână mi-am dat seama că mă tătăiați cu niște nepoți. Au venit și mi-au zis, domnule, am venit cu nepoții mei, care au 3 și 4 ani, să le arăt gustul adevărat de lapte într-o brânză. Ei nu au mâncat niciodată brânză cu gust de lapte. Și am zis, uite, puteți să cumpărați, dacă doriți, un kilogram, două, face 100 de grame, nu pot să iau mai mult, că copiii, dacă o să cumpăr produsele voastre, copiii ăștia la 18 ani nu o să aibă locuri de muncă. Încă o lecție de patriotism, care îți dă un picior cu 10 în fund și te poartă mai în față. Eu știu ce aș vedea? Ca statul român împreună, ANSV, ANPC, MADR, RENAR, să se strângă la oaltă, să creeze un logo și tot ce este fabricat cu materii prime românești, să creeze logo respectiv și pe toate cărțile, din grădiniță, din creșă, prima, când deschide prima pagină, să apară cum era poza lui Tovarășul Ceaușescu. Așa se apară logo-ul ăla și atunci le intră în cap. Și odată pe lună se ducă într-o fabrică de lactate, într-o fabrică de pantofi, într-o croitorie, într-o fabrică de mezeluri. Și atunci ei vor vedea. Și dacă vor vedea logo-ul ăla, și vor merge acasă, zice la părinți, vreau să mă împâinea cu logo-ul ăla. Vreau să-mi cumperi cămașă cu logo-ul ăla. Vreau tot ce se fabrică, căi animal, non-animal, căs haine, căs mâncăruri, căs fructe, legume, compoturi, orice găsești logo-ul ăla să-l cumpere și atunci, asta durează 15 ani ca să-ți intre în cap. De următoarea generație trebuie să o facă cineva să creeze acest logo și să-i îndrume cumva să cumpere românește, să mănânce românește, să îmbrace românește și banii vor rămâne la noi în țară. Acest obiectiv formidabil al țării este astăzi într-un dispozitiv juridic care nu mai poate fi nici schimbat, nici înlocuit. Sau, mai bine zis, ocolit, nu înlocuit, că înlocuit poate să fie. De ce spun acest lucru? Pentru că, prin legea 236, Parlamentul României a aprobat o sumă importantă de 1.500 de milioane euro pentru a reface sistemul de irigație până la concurența suprafeței de 2,6 milioane hectare într-o perioadă determinată de timp până în 2027. Spun că el nu mai poate fi ocolit întrucât am pus în mișcare o hotărâre de guvern stabilind exact care sunt obiectivele de investiții în România și care este termenul de execuția acestor obiective. Practic, astăzi, fiecare fermier, și spun acest lucru bizuindu-ne pe faptul că am avut întâlnirile cuvenite cu fermierii din zonele unde se fac investiții, fiecare fermier știe care e obiectiv de investiție are. Începem anul agricol cu un deficit de umiditate. Chiar dacă ne pare bine că avem sau pare că avem apă acum pentru răsărire, dar nu este apă la nivelul de rezervă în sol care să ne dea certitudinea pentru anul. Situația aceasta am dat-o de altfel făcută pentru 1 septembrie. În același timp rămân extrem de multe lucruri de rezolvat pentru că sistemul agricol românesc este un sistem dezechilibrat.
cred că în viitor va trebui să găsim soluții. Irigații, din moment ce am 64 de milioane de sole, nu cred că putem să facem decât pe fostele IAS-uri, CAP-uri care au rămas, și felicitări managerilor care au ținut aceste societăți, pentru tot respectul, și ar trebui să fie un exemplu, dar în rest sunt foarte multe lucruri. Banii europeni trebuie să aducă plus valoare și trebuie să le regăsim în coșul zilnic al cetățenilor, chiar și din mediul urban. Din moment ce eu am o creștere a coșului zilnic de 258%, ce discutăm? La noi nu sunt irigații, din păcate, nici înainte de, pe vremuri când erau canalele și așa, la noi nu au ajuns, încă nu sunt. Într-adevăr, este o problemă mare treaba asta, avem probleme cu seceta, cum de altfel este cam peste tot. Încercăm să vedem ce putem face, poate pe viitor facem și noi demersuri pentru acest lucru. Raportul acesta generat de intern de NASS spune în felul următor: producția americană de grâu de la 48,5 milioane de tone generată de USDA pe datele 12 septembrie scade până la valoarea de 44,9 milioane de tone, adică cu 3,6 milioane de tone. Acum, când auzim de scăderea producției, logica noastră ar trebui să fie că ar trebui să urce un pic prețul. Da, ca să vorbim în... Dacă folosim logica de data aceasta. Logica a spus a exact același lucru, da, și ca un fapt, să spunem, nu știu dacă e îmbucurător sau nu, nu știu cum să privim, ce n-a reușit Putin cu discursul lui bombastic despre anexări și așa mai departe, a reușit NASS seara să urce piața și piața a plecat în sus. Astăzi am consemnat valori în Portul Constanța, fiind luni, normal, vineri s-a închis totul, fiind luni în jurul valorilor de chiar și 341, poate 42 de euro pe tonă. Un la ce? Ca la grâu. La grâu, ca la grâu, da. Dar... cum știm, și din păcate, totul este pur speculativ. Adică fondurile au intrat, da? Și astăzi au ieșit. Exact cu un sfert de oră, 20 de minute înainte de emisiune, au început să facă profit taking și să iasă. Piața a scăzut, pe Euronext deja a scăzut 4-5 euro, în Chicago Board of Trade a început să roșească în mod, să zicem, flagrant, ca să-i spunem așa. Aha. Și bine vedem... că ești aici cu noi, că iată, știrea era la începutul emisiunii, să spunem. Exact. Mora. Vedem acum... o temperare, dar noi credem că rămâne o constantă acel nivel de preț de 335 de euro în Portul Constanța. El va rămâne. Cu toate acestea, vreau să fim cu toții foarte conștienți de un lucru. Grâul românesc este foarte scump. Noi suntem într-adevăr singura, să zicem, origine predictibilă, dar grânul ăsta este extrem de scump. Uitați-vă că noi nu mai reușim să exportăm de foarte multă vreme. Noi ne-am blocat la 1,5-1,6 milioane de tone. Asta când noi, să da, ne placă ce spui, dar știu, e realitatea. E foarte scump din motive legate de ce s-a întâmplat anul acesta? Sau, adică, e foarte scump comparativ. Sau cu... e prețul prea mare al nostru, al grâului? Este, da, este nivelul nostru este foarte ridicat comparativ cu grâul rusesc și cu grâul ucrainean discountat. Okay. Noi nu mai reușim să exportăm. Suntem la nivelul de 1,5-1,6 milioane de tone, când noi trebuia să fim la sfârșit de septembrie la peste 2 milioane de tone exportate. Ok. Din acest motiv și fermierii români sunt un pic supărați pe situația grâului ucrainean care vine, tranzitează. Da, el are o marjă. Da, el vinde, are o... N-am înțeles care e situația. Sunt, vă spun eu cât s-a importat până acum grâu din Ucraina, în România, circa 300.000 de tone. Conform datelor publicate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei, gazul achiziționat anul acesta în luna iulie a costat 1.592 de dolari mia de metri cubi, iar în aceeași lună a anului 2021, importurile s-au realizat la 169 de dolari pe mia de metri cubi. Face și dumneavoastră o socoteală simplă. Această majorare a prețului de achiziție este de aproape 10 ori mai mare. După reuniunea extraordinară a Consiliului European, ministrul energiei Virgil Popescu a declarat că România încă este interesată de decuplarea prețului la gaz de cel al producției de energie. Popescu a solicitat Comisiei Europene propuneri concrete pentru redesenarea pieței de energie. Dar până la redesenarea pieței, atenție, România va trebui să reducă consumul de energie cu 5% în orele de vârf în perioada decembrie 2022-martie 2023. Pe bursa de gaze de la Viena, bursă care stabilește prețul la nivel european, gazul pentru această iarnă a depășit suma de 2.400 de dolari pe mia de metri cubi.
ore de vârf sunt considerate seara în intervalul 18-20 și dimineața în intervalul 8-10, dar nici la nivel european și nici pe plan local nu s-a anunțat care este referința față de care se va calcula reducerea aceasta de 5% a consumului de energie. Menționez că în primul semestru al anului consumul național de energie deja a scăzut cu 5% în România. O altă decizie prevede impunerea unui plafon de 180 de euro megawatt pentru producătorii de energie din surse regenerabile, nucleare, cărbune sau hidro. Plafonul are valabilitate de la 1 decembrie până la 30 iunie 2023, iar sumele care depășesc acest plafon vor fi direcționate pentru a finanța măsurile de protecție pentru consumatorii finali de electricitate. Excepție fac însă producătorii de energie pe bază de gaz natural. Printre noile măsuri se prevede și contribuții de solidaritate din partea companiilor care activează în domeniul petrolului, gazului natural, cărbunelui și al rafinăriilor. Este vorba de măsuri de reducere voluntară a consumului de energie electrică cu 10% și cu o componentă obligatorie de 5% în orele de vârf. Mă bucur foarte mult că iată avem parte de astfel de evenimente în România și că fermierii din România conștientizează odată în plus cât de important este să ai în fermă genetică de performanță. Nu poți să faci performanță în nicio zonă, cu atât mai mult în sectorul zootehnic, fără tauri de performanță, fără material genetic de performanță, și ceea ce vedem în spatele nostru astăzi aici ne duce la concluzia că cel puțin din acest punct de vedere sectorul zootehnic din România are un viitor bun. Ne bucurăm că înaintașii noștri au găsit totuși soluții și parteneriate viabile, astfel încât ceea ce se întâmplă la nivel de Europa să fie și în România, să fie fermierul din România să nu fie cu nimic mai prejos decât fermierul din altă țară. Mai mult decât atât, după 20 de ani de colaborare, pot să spun că în România există genetică bună. Deci avem aceeași genetică, important este cum vom reuși ca și organizații profesionale să ne mobilizăm, dar începând de la fermier, operator, structură de COP, registru, specialiști, toată lumea ar trebui o mobilizare încât dintr-un efectiv de 100.000 de capete să fim în stare să alegem cele mai bune 10 capete. Când vom face acest lucru, deja tot ceea ce stă în spate ca activitate va fi cu rezultat. Deci nu am îndoială că nu există în România genetică bună, doar că structurile noastre și noi cu toții mai avem încă de muncit. Sigur că ar fi nevoie și de o susținere, probabil și de investiții aici, astfel încât să ajungem la ceea ce alții au făcut și fac în continuare de 100-120 de ani fără continuitate. Se vede ce se poate face dacă este o entitate privată care ia în serios atribuțiile pe care le-a asumat. Deci este o firmă care cred că la nivel național probabil cel mai bine dotat în sensul ăsta și cel mai responsabil în domeniul ameliorator. Foarte frumoși taurii, am rămas impresionat, n-am mai fost până acum la nicio parată de tauri, sunt foarte încântat și o să colaborăm în continuare. E foarte important ca să ai o calitate a laptelui constantă și o calitate constantă să ai și genetică. Fără genetică nu faci nimic. Genetică și ameliorare. Asta va fi viitorul. La costurile care sunt în momentul de față, să hrănești un animal și să-ți dă 12 litri de lapte, e o problemă. Deci e o problemă. Când cu aceeași hrană poți obții 30 de litri de lapte. E un randament foarte mare asta.